Am bucuria de fiecare dată să vorbim și despre o Românie ce pare uitată. România aceea rurală, România în care se află 50% din populație. Pentru că asta este adevărul, că noi trăim de fapt în două Românii. Cea urbană, care ne aflăm noi, și cealaltă rurală. Doar dacă ne uităm la condițiile din mai multe școli, grădinițe, dispensare, ori biblioteci, înțelegem de fapt despre ce este vorba. Recensământul cel mai recent a arătat că peste 245.000 de români sunt analfabeți. Jumătate sunt la sate. Nu-i greu de explicat de ce. Unii copii trebuie să meargă pe jos până la școală, ori grădiniță, pentru că nu au microbus sau transport public. Alții sunt puși să muncească alături de părinți, în defavoarea școlii, evident. Instituțiile de învățământ n-au suficiente cadre didactice și nici materiale de studiu. Cu toate acestea în minte și cu multe alte neajunsuri adunate în listă, noi, Fundația Mereu Aproape, adică în parteneriat cu Fundația Vodafone România, am pornit în 2015 să schimbăm lucrurile. Și așa a început proiectul Ajută un sat, schimbă o țară. A început să crească și, de fapt, să transformăm România. O facem împreună. Iată un prim exemplu. În județul Alba, la școala gimnazială Avram Iancu din Abrud, a fost implementat programul educativ Ludoteca Mereu Aproape. Acolo a fost deschis primul centru multimedia de documentare și informare. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici la noi în școală, pentru lucrurile minunate pentru care le-ați făcut pentru școala noastră și pentru copiii noștri. Toate lucrurile acestea le putem face doar cu oamenii minunați ca și dumneavoastră, ca cei de la Fundația Vodafone România, Fundația Mereu Aproape. Elevii beneficiază acum de un spațiu modern unde învață să folosească internetul, să caute și să selecteze informații pentru cursuri, unde își dezvoltă abilități de comunicare și fac pregătire pentru admiterea la liceu. În prezent, centrul multimedia deservește peste 10 comune din zonă și este mândria școlii. Noi am ales această școală ideală pentru ca să avem un loc de joacă. Este o școală mai mare. Proiectul Ajută un sat, schimbă o țară face parte din programul strategic de investiție în mediul rural al Fundației Vodafone România. Program care se derulează la nivel național și care susține dezvoltarea de proiecte în domeniile educației, sănătății și serviciilor sociale necesare categoriilor defavorizate din satele și orașele mici din România.